Hai salut și domnilor, sunt Luigi, bine v-am găsit la un videoclip de pe serul Tiger Ghost. Ne aflăm în templul Șarpe și în templul Șarpe sunt două activități de bază. Unul este găsirea lui Kappa și înfrângerea lui și al doilea domeniu de activitate ar fi spargerea de pietre metin. Puternicul Kappa apare pe fiecare canal odată la două ore și uh, dropează beril, beril fumuriu și obscur, piatră demon plus 3 și 4, niște rune, iarăși ar fi dem de menționat. Și uh, piatra fierarului. Piatra fierarului este necesară pentru crearea unui pentru fabricarea unui manual al fierarului, deci este cam un one. De asemenea, berilul obscur, iarăși nu ar fi de, de, de nemenționat, nu-mi vine acum cuvântul, trei câte trei bucăți cad și trei bucăți ar valora undeva între 30 și 50 de milioane. Alea trei bucăți cad tot timpul, deci 30-50 de milioane avem asigurat la un singur boss bine mai vin armele plus 7 pentru pet și uh, pietre demon alea sunt toate bonus piatra fierarului este cea mai cea mai uh, rară uh, da de asemenea mai luăm scoici sclipitoare din când în când uh, toți mobii dropează scoici sclipitoare adică toți mobii au prin jantă, nu că dropează tot timpul scoici sclipitoare uh, da Metinele, la metine se dropează pietre, pietre demon de plus 0 plus 4, niște kei kelpi dacă nu mă înșel și uh, scoici la mobi care ies din ele. Scoicile sclipitoare valorează, nu știu, fluctuează prețul între 10 și 20 de milioane bucata, dar din aceste scoici se pot lua perle, vișini albastre și albe sclipitoare. Albele sclipitoare valorând între 6 și 12-13 won, depinde de sezon, de piață și alte cele. Uh, pentru a farma aici nu e mare mare brânză, nu e mare uh, formulă matematică. Ce am eu pe caracter e 115 vânt, dacă nu mă înșel, deci am cred că am toate itemele cu vânt plus costume și uh, damage cât cât mai mare. Am, uh, am ceva metine pe el, am ceva absorpție PV și în general cam de asta ai nevoie ca să farmezi uh, aici. Acum am făcut o pauză de la hidra, am făcut hidra cam o lună de zile, zilnic de câteva ori. Și nou, La hidra sunt consumabile, sunt pe două conturi, Eu, la momentul actual îmi trebuie încă un inel pe, pe Ninja ca să meargă bine, costurile cresc, mai trebuie permisele de trecere și dacă le pui și alea scade, scade profitul. Și aici în general farmez uh, mult mai uh, relax, uh, farmez un spon de capa și la fiecare capă găsim mai sparg un metin sau două, deci 6 capa cu aproximativ uh, 10 metine. După aia pauză 2 ore și în 6 ore, să zicem, într-un interval de 6 ore, am farmat efectiv uh, o oră jumate. Deci o oră jumate am stat uh, pe joc din 6. Pe lângă bosul K, mai găsim un bos aici în hartă, sunt doi boss. Uh, Unul e deghizat, soldatul K, ai zice. E de categoria bos și singura diferență între el și ceilalți îi faptul că are level 124 și stă un pic mai retras de grup. Deci cu puțin noroc găsim mai mulți boș pe 6 canale, 7-8 depinde de noroc. Dacă ar fi să fac o estimare, cam unul din 4 este norocos și spaunează capa. Și acum după două ore bune de farm am venit în mapunul 1 să verificăm prețurile, să vedem cam ce am făcut. Berilul obscur este în jur de uh, 10 milioane bucata. Uh, Stecul de 200 este 25 de oni. Uh, în vremuri bune sare de 30 de oni. Deci să zicem un 25-30 de oni facem per uh, boss. Eu am bătut, eu am bătut vreo, vreo 11. 11 spune și da am făcut am făcut niște boni acolo să verificăm și uh, scoicile scripitoare să vedem uh, 10 milioane una și 20 celelalte deci între 10 și 20 de milioane să zicem că ar fluctua uh, avem avem 72 și hai să le deschidem să vedem dacă uh, iese ceva. Să vedem dacă scoate măcar o perlă albă. O perlă albă scripitoare ar fi 6 1 și ceva. Ar fi 6 1 și ceva. Ia să vedem. Da, două vișini și trei albastre, să zicem, 4 patru, patru oni, trei patru oni acolo. Ideea e că scoicile nu se vând. Asta ar fi cam cel mai mare, cel mai mare punct negativ la farmul în templu șarpelui. Este că itemele nu se vând atât de repede ca și cum ai farma, să zicem, hidra și ai vinde cuferele hidra. Dar banii sunt acolo, banii tot se fac de făcut. Și acum pentru că ați rămas uh, cu mine până la final, ați rămas pe videoclip până la final, vom încerca să schimb bonusurile pe fost ăsta șmecher cu vânt, ce l-am eu, ce mă ajută foarte mult acolo. Am prins bonusuri faine, dar uite e foc și am zis hai să încercăm să schimbăm, avem două orisoane mici, primul mă ciucă, al doilea la fel și hai să încercăm orisoanele astea, astea bune. Primul nu a vrea. Uite, s-a făcut noapte. Ia să vedem acum, mai avem patru șanse. Da, a, uh a, -uh. atac sângeros 4 cu max PM5. Așa rămâne deocamdată până data viitoare. Uh, dacă vreți să jucați Tiger Ghost, nu ezitați să îmi cereți coduri de invitație, am acces, am key. Iar dacă vreți să vă apucați de la zero, de la început, pe oricare alt server, pe o adresă de e email nouă și așa mai departe și vreți în procesul ăsta să mă ajutați pe mine, nu ezitați să folosiți linkul hero din descriere. Eu am fost Luigi, pe data viitoare. Ciao, bau!